astăzi la tine acasă cu drag, vă salută din orașul Chișinău și venim aici spre o frumoasă sărbătoare, o frumoasă nuntă ai Tatianei și Simpert, care astăzi adună oamenii dragi într-un local frumos, deosebit, pe nume Ador. Oamenii cei mai dragi sufletului s-au adunat azi la frumoasă sărbătoare să le spună drum bună viață și casă de piatră. Noi venim cu drag să le cântăm la mulți ani. Venim cu drag să le spunem din suflet casă de piatră și un drum frumos împreună. Și fie ca acest da care răsună astăzi din dragoste spus din gurița celor doi tineri frumoși să fie pentru o viață întreagă. Nu ne rămâne altceva decât să ne îndreptăm spre local și împreună cu toată lumea prin aplauze să cântăm la mulți ani. Haideți cu noi! Ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani să trăiți. Știți împreună, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, Guten Tag! Cam așa. Asta tot ce pot spun pentru domnul Miri. Restul mireasa noastră o să traducă. Eu vă salut cu drag. Facem cale lungă din urma voastră. V-am urmărit frumos din Fălești să venim la Chișinău să vă cântăm la mulți ani. Mă numesc Fălesea Baladi. Echipa mea se numește Surpriză la tine acasă și azi, în sărbătoarea voastră frumoasă, într-un cerc atât de restrâns cu oameni frumoși și minunați, venim și noi să vă felicităm cu această sărbătoare deosebită, să vă spunem din suflet, casă de piatră, un drum frumos și luminos în viață, fie ca bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze acest da care l-ați spus în fața unul altuia și în fața bunului Dumnezeu, să aveți dragoste frumoasă între voi, să aveți pace între voi și mireasa noastră între timp și eu o să dau darul, vă rog frumos traduceți. Așa mai simplu, nu știu cum că dumneavoastră nu înțelegeți ce e vorba, dar vreau să înțeleagă. Că facem un moment frumos la sărbătoarea voastră, că aducem o surpriză frumoasă din partea cuiva, dar până începeți a traduce, vă rog, spuneți așa nouă din partea cuiva. Dacă zici la Fălești, înseamnă că vreau să Aliona sau sora Aliona și sora Natasha. Cuvântul cheie care m-a trădat astăzi, să înțeleg. Da. Fălești. Ei, Doamne. Fălești. Faci 140 km până la Chișinău și studiați pentru un cuvânt. Bun. Desigur, venim în partea a două ființe scumpe sufletele dumneavoastră și sunt sorotele dumneavoastră, după care sunt nepoatele și cunatele. Sunt un grup de oameni frumoși, la chip și suflet. Sunt un grup de oameni frumoși care fac parte întotdeauna din viața dumneavoastră. Și astăzi, când știu frumos că vă văd mireasă, că vă văd în cele mai frumoase și alte straie pe care poate să le poartă o femeie, ele vor din suflet să vă strige frumos și tare la mulți ani. Să fiți fericiți unul cu altul, să fiți îndrăgostiți ca în prima zi unul de altul, să vă dea Bunul Dumnezeu numai binecuvântare în calea pe care ați ales-o, multă dragoste din partea lui Simpert și multă dragoste din partea Tatianei pentru dumneavoastră. Noi, prin aplauze multe, 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 puțin de-a voi, cum zicem noi, o să mă gândesc spre voi și am să vă dau acest copilăț frumos și jingaș cum este și mireasa noastră astăzi și cum vedeți în suflet să fie o viață întreagă. Până la vă tot așa. Frumoasă, stilată, suplă, îndrăgostită și fericită. Cea mai frumoasă femeie de pe globul pământesc este cea prin ochii care vedem fericire și dragoste. Prin ochii dumneavoastră vedem acest lucru. Deci, este bravo mirele noastră. Sănătate! Așa, știm că lângă voi trebuie să fugă, să alerge un pui de îngeraș care face parte din familia voastră. Așa. Și din partea oamenilor dragi avem și daruri pentru el, să-l bucurăm, să se simtă și el astăzi sărbătorit în adevărat sens al cuvântului, atunci când cu siguranță el, după mire și mireasă, are următorul rol cel mai important de la această sărbătoare. La mulți ani! Plăcere! Mă gândeam acum cum să zic măcar la mulți ani, nu am învățat. Bun, dragilor, noi din partea oamenilor dragi care stau aici lângă mine,
și potulesc emoțiile. Încă o dată, vrem să vă spunem că cea mai frumoasă cale pe care o alege un bărbat și o femeie este calea când își unesc destinele. Voi ați ales o cale atât de minunată, contează doar să vă iubiți, să vă acceptați minusurile și plusurile unul altuia, să vă cedați unul altuia. Tatiana, și atunci când zic dar ceva o să greșească, să nu-i traduc ce am spus eu de sărbătoare asta. Așa, desigur, să domnească o dragoste frumoasă, să-l asculți și tu pe el și el pe tine, căci atunci când este ascultare între soț și soție, între cuplu, atunci domnește căsnicie frumoasă, atunci domnește dragoste frumoasă, atunci femeia este fericită și bărbatul este fericit, încă cea mai minunată femeie pe care și-o alege pe calea vieții. Noi o să vă urăm o seară frumoasă, nu înainte de a vă face un deranj micuțul în partea noastră cu un buchet de melodii care ne-au rugat de suflet surorile să-l cântăm pentru voi, cu condiția să danseze toată lumea, să danseze și domnul Miri pe muzica stilului nostru moldovenesc. Dacă nu poate, noi îl învățăm. Sănătate cuplului vostru, numai bine! Mai întâi de toate vreau să mulțumesc surorilor mele, familiei mele, că m-au susținut și mă susțin în continuare mai multe grele. Mulțumesc de această surpriză frumoasă, ca tare nu m-am așteptat, dar oricum vă mulțumesc din suflet, surorile. Nepoatele mele mulțumesc oricum din suflet. Cumnatul, la fel mulțumesc și vreau să mai mulțumesc la alți oaspeți, la următorii oaspeți care într-adevăr au fost mereu alături, Tania, Ana. Vă mulțumesc din suflet, Maria, mulțumesc că ați venit, Cristina și Denis. De mult nu ne-am văzut, de mult nu ne-am auzit, dar oricum mulțumesc prezența voastră. În orice caz, vă mulțumesc din suflet la toți să sunteți prezenți astăzi aici. Mulțumesc pentru tot că ați venit. În clar nu de venit. Nu cunoaște pe nimeni, dar oricum sunteți bine. Așa, nici cum poate să fie niciodată. Este bucuros să vă cunosc. Mulțumesc! Thank you.
facește, dar ea nu vorbește, numai mă privește. Numai luna crede mie dorul mare, știe cât de tare inima mă doare. Oh,
Iala pe adunirea și mireasă, hai, palet, sus, sus, sus! Seara de seară, trece badea pe la moară, trece mătru în teruța, fiecare s-a mătru drăguța. Ca sunt orașorii, pe sufocul sunt bojorii, că vremea trece vremea bine, și nu s-o preaște și la mine. Și roata mori se învârtește, țam, 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 inima se chinoiește, țam, țam, țam. Vorărița cu foiori, țam, 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 aș fi foiori cu și doar mai. N-a văzut fădița ce ochi are morărița, că de la un drum binecuvântat în viața voastră conjugală. Vă mulțumim, Tatiana, și simplu! Așa, îți promit că nu